Sâmbătă de la ora 10 dimineața, cei mai talentați juniori vor disputa finalele memorialului Alecu Iorgulescu la terenul acoperit de pe șoseaua Ghizdarului. Speranțele din Giurgiu și Voința Slobozia vor juca un meci de onoare. Speranțele Malu în finala mică cu FC Alcaro. Iar finala care se va disputa la ora 13 va avea loc între echipele Speranțele Giurgiuvene Băneasa și Speranțele Giurgiuvene Oinacu. Competiția s-a desfășurat pe o perioadă de 6 săptămâni, iar pe lângă echipele Speranțelor Giurgiuvene s-au alăturat și formațiile FC Alcaro și Voința Slobozia. Copiii au dezvoltat, după cum v-am spus și data trecută, multe patimi, au devenit combativi, au învățat ce înseamnă cu adevărat fair play-ul, nu ne-a confruntat cu probleme deosebite. Cred că a fost un real câștig. Aceste competiții sunt binevenite pentru copiii noștri, deoarece îi învață să gestioneze și înfrângerea și câștigul în egală măsură. Regretatul Alecu Iorgulescu ar fi trebuit să fie prezent și să înmâneze premiile copiilor, așa cum a fost la Cupa Primăverii de la sfârșitul anului trecut. La loviteaua de începere o să o dea domnul Vicențiu Iorgulescu, fiul regretatului Alecu Iorgulescu. A fost o competiție reușită. După cum spunea și dumneavoastră, inițial se numea Cupa Primăverii, trebuia să dea lovitura de începere regretatul Alecu Iorgulescu, însă acesta a decedat cu o zi înainte de începerea competiției și am transformat-o în memorial, deoarece dumnealui era chiar membru fondator al echipei Speranțele Giurgiuvene. Câștigătorii competiției vor primi medalii și minci și toți copiii vor fi premiați cu diplome de participare.